onoare pentru mine să fiu astăzi în fața dumneavoastră, ca ministru al economiei, administratorului și turistului, chiar mai mult decât atât ca preoștean și ca prahovean. Vorbea domnul comandant despre prețuirea pe care noi trebuie să o arătăm, jertfei pe care înaintașii noștri au făcut-o, ca noi astăzi să fim statul lor, să fim stat pentru.